Un simpozion dedicat familiei creștine a fost organizat astăzi la Reșița. Încă de dimineață, participanții au asistat la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. În deschiderea simpozionului, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a prezentat lucrarea despre educația tinerilor și copiilor în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur. Familii cu doi sau mai mulți copii, tineri, până în 45 de ani, care au avut posibilitatea să discute unii cu alții, să socializeze, să-și împărtășească unii altora din păreri și din experiențele de viață și problemele cu care se confruntă în familia creștină contemporană astăzi. În al doilea rând, un alt lucru important este, care trebuie să fie subliniat, este acela că dacă în prima parte a acestui simpozion au fost reliefate câteva lucruri legate de partea teoretică, și anume învățătura Sfinților Părinți, cuvântul cu putere multă din Sfânta Scriptură legat de temă, în cea de-a doua parte a întâlnirii s-a trecut la o formă mai degrabă de educație non-formală, prin care s-au putut căuta și soluții la problemele cu care familia contemporană se confruntă. La eveniment au participat preoți și credincioși din protopopiatele Reșița și Moldova Nouă. În prima parte, aceștia au prezentat referate despre educarea tinerilor și rolul familiei creștine în societate, iar în cea de-a doua parte a întâlnirii au avut loc dezbateri. Acest simpozion dedicat familiei creștine ne reamintește tuturor rolul pe care îl avem ca părinți în societatea contemporană. În tema pe care am prezentat-o ascultătorilor prezenți la acest simpozion, am încercat să arăt câteva probleme cu care se confruntă tinerii din zilele noastre, subliniind faptul că, în calitate de adulți creștini, trebuie să arătăm pentru tinerii noștri aceeași dragoste ca aceea a fiului risipitor. Ne-am împărtășit unii altora din experiențele personale, încercând astfel să aflăm răspuns bun la numeroasele probleme cu care se confruntă tânăra generație. Consider că prin participarea la acest simpozion dedicat familiei creștine, noi familiile tinere, care facem parte din marea familie a Bisericii Ortodoxe Române, sprijinim și susținem familia tradițională. În următoarea perioadă, evenimentele de acest gen se vor organiza și în celelalte zone ale Episcopiei Caransebeșului.